că printre nori s-a fost deschis o poartă prin care trece albă regina nopții moartă. O, dorm, o dorm în pace, printre făclii o mie, și în mormânt albastru și în pânză argintie. Ați văzut vreodată un om mort? De ce v-ați ales acest poem? Avem nevoie de o artă puternică, Lascule. Restul e discuție de cafenea. Poezie e de o gravitate primordială, domnule Paul. N-aveți umor, domnule Lascule. Trebuie să recunoașteți că umorul vă lipsește. Comedia. Nu e vorba de comedie. Dar scriitor român fără umor? Drama azi fără umor? Vrei să fii grav și se vede cum duci degetul la frunte. E ridicol, dragă Lascule. Cu ce vă servim? O citronadă. Nu se poate să fie universal cu premeditare. Stupid. Totuși suntem prea locali. Da. E ca și cum, ți-ai planificat să fii genial. Poți fi universal la Chiajna și local în Cosmos. Totu-i să fii. Ce-ai făcut la examen? Știi care e fundamentala dumitale greșeală? Mm. N-ai vorbit cu nimeni pentru examen. Nu, n-am vorbit cu nimeni. Fundamentala dumitale greșeală constă în faptul că ești prea optimist. Vrei să fii și comic, și grav, și optimist, prea mult. E bună, nu? Cosmosul nu e optimist, domnule Lascu. Sunt pedepsită? Da. Închei-te la balonzaid. Cosmosul nu e optimist, domnule Lascu. Pământul se răcește. Dumneata scrii ca și la revedere. Cum... Dumneata scrii ca și cum flora și fauna abia urma să apară. La revedere, Luxi. Ah, pardon. Virgil Lascu, scenarist umanist. Ruxandra Vancu, care a dat examen la teatru. Ați văzut vreodată un om mort? Mm. Am prea mult farmec. Am farmec, am farmec, am farmec, am farmec, am farmec, farmec, am farmec, am farmec, am... Avem prea mult farmec, nu?
trebui să ne naștem bătrâni. Să venim înțelepți. Să fim în stare de a hotărâ soarta noastră în lume. Să știm din răscrucea primară ce dur. Ar trebui să ne naștem bătrâni. Să venim înțelepți. Să fim în stare de a hotărâ soarta noastră în lume. Să știm din răscrucea primară ce drumuri pornesc. Și iresponsabil să fie doar dorul de a merge. Să venim înțelepți. Să fim în stare să... cu M, panaitez cu P, panaitez cu X, să fim în stare, să hotărâm soarta noastră în lume. Papa Caraiosi Fogul. Papa Caraiosi Fogul. Papa Coste M, Papa Coste V, Papa Dache Lucian. Papa Dache Lucian. Alo? Da? Casa dramaturgului Papadachi Lucian? Da. Vă rog, dramaturgul. Nu e acasă, cine îl caută? L-a căutat artista poporului Ruxandra Vangu. Da? Mhm. Șerban Rotaru, Visarion 8. Alo? Domnul Șerban Rotaru? Da. Poți să-mi spui de ce mă urmărești în fiecare zi? Greșeală, domnișoară. Nu închide? Nu-i nicio greșeală. O verișoară de pe Mântuleasa mi-a spus că mă urmărești de 2 săptămâni. Ești student la Politehnică. Nu sunt student la Politehnică. Ai 23 de ani. Am 38 de ani și sunt inginer toată ziua. Minți! Ești student la Politehnică și ai 23 de ani. Domnișoară, te rog, am avion la orele 17. Foarte bine. La 16:30 sunt la aeroport. Mă numesc Ruxandra Vancu. Încântată, lasă-mă, domnișoară, să-mi fac valiza. La 16:30 sunt la barul aeroportului. Port un balon zait verzui. Domnișoara în balon zait verzui. Domnul Șerban Rotaru! Credeam că e o farsă. De ce ați venit dacă... Pentru că îmi plac farsele evidente. A, nu. Eu, în general, nu admit farsele. Și? Eram singură. Ah, erai singură. Te plictiseai. Eu, când sunt singură, nu mă plictisesc niciodată. Dragii mei, avionul de ora 17 a aterizat. Să bem. E foarte amuzant, nu? Nu e deloc amuzant, domnișoară.
Nici o victorie asupra morții nu poate fi amuzantă. Sunteți copilă. Nu știți ce înseamnă să fii mutat din hazard pur de pe un avion pe altul. De 2 luni de zile, în fiecare joi, sărbătoresc cu prietenii mei exact la această oră, exact la sosirea acestei curse. Stupid. De ce e stupid? Pentru că pe avionul acela erau... Dar eu nu eram. Și de aceea nici o victorie asupra morții nu poate fi stupid. De altfel, dacă vreți să luați loc, putem fi mai detailați. Pilotul o povești formidabile. Se poate. Dar eu... Când te întorci? Mâine. Mâine seara? Să știi că te caut. Îți dau telefon! Bem ceva. Azi la Pleicu. Unde e Pleicu? Bună. Bună. Unde e Pleicu? În Vietnam. Unde în Vietnam? La 360 de kilometri nord-est de Saigon. Ți-am spus că avem bilete la protocol. Biletele directorului la piscicultură. Poftim. Cine ți le-a dat? Mătușa mea. Cațărița teatrului. Părinții slabii, nu știu, ți-am spus? Nu. Bună! Hai repede că începe! Paul! Vă rog. Televiziunea ar vrea să știe părerea noastră despre spectacol. Sunt surprins. Normal că sunteți surprins. Contentul mai pe această surprindere, vă rog. Da. Știi? El e inginer. Meseria mea nu are nicio legătură. Spectatorii nu se împart în bresle, ci pe gusturi, nu? Piesa este pe gustul dumneavoastră? N-am văzut decât un act. Dacă ați putea să-mi spuneți ce va urma... S-ar putea să devină etern. Și crezi că ar fi mai interesant? Sunteți deci pentru neprevăzut. Numai lucrurile neprevăzute sunt interesante. Dar piesa se pare totuși că nu ocolește anume poezia absurdului. Care absurd? Ce absurd? Autorul n-are pic de talent. Ce să vorbim despre absurd? Mergem? Uh-huh. Bună seara. Bună seara. Unde l-ai găsit? În cartea de telefon. E mașina ta? E jumătate cu un prieten. Jumătate. N-ai nimic, lasă-mă în mașină. Du-mă în bulevardul Dacia. Eram convinsă că n-ai să scoți un cuvânt și este în curci. Când colo... Ai văzut prea multe filme românești cu ingineri. Aiurea. Și Paul era convins. Dacă nu era convins, nu venea glons la tine.
Vrea să mă umilească. Cum să te umilească? Ha, nu-l cunoști. Vrea să vadă cu cine sunt. Și era sigur că sunt cu un imbecil. L-ai făcut praf, mi-ai plăcut. A, de fapt, pe tine te urmărea. Cu operatori, cu microfon? Sigur. Sigur că mă urmărea. De două zile nu mai vreau să știu nimic de el. Mă ține sub cheie. Bun de evu mediu. Face pe feudalul. Vrea să fiu proprietatea lui. Asta e tot, e un burghez. Ori e burghez, ori feudal. Ori rânduirile nu-ți sunt prea clare. Nu vreau să fiu proprietatea nimănui. Vreau să fiu liber. Să mă mișc cum vreau. Să trăiesc cum îmi place. Să mor cum îmi place. Dacă m-ar vedea moartă. Nici nu s-ar uita la mine. De ce ai oprit? N-am mai auzit de mult o declarație de dragoste. Poate că ar trebui să ne întoarcem. Nu dramatiza mai mult decât trebuie, tovarășe inginer. Dar cât trebuie? Seara, Roxy. Să rămână. Ai întârziat. Am fost la teatru. Ce ai văzut? O piesă. Am rămas la... Aș vrea să vii să o vezi. Da. Scrie. Aș vrea să vii să o vezi pe Ruxandra. Aș vrea să vii să o vezi pe... Ruxandra. Nu mai e un copil. Nu mai e un copil. S-a înălțat. S-a înălțat. S-a făcut frumoasă. S-a făcut frumoasă. Îi țin corespondența aproape de un an. I-am învățat și scrisul. Dar nu pot scrie repede. O frază pe zi, două. Fiul ei încă n-a aflat că a orbit. Principalul e ca el, acolo în India, să nu știe de nimic și să muncească liniștit. Îi răspunde la toate scrisorile, normal. Ea ar vrea să mă căsătoresc cu el. Și tu? A, nu, nici nu mă gândesc. Ce să fac eu în India? Atunci de ce o faci? Din milă? Ce e milă? Nu ai auzit că nu mai sunt copil? Da. Îmi place. Mai avem mult? Nu. Îți cer 10 minute. Plouă și trebuie să facem pe șantier. După aceea mergem și dansăm. Atunci eu dorm 10 minute. Avea un frate care dormea pe ceas. Se ducă la bușteni. Na. La predeal, mă trezesc. Și la predeal se trezea. Făcuse război. Ha? Care război?
Ioane, Ioane, tu vii cu mine la tabuzare. Gata, am înțeles. Trifule, rămâi aici la telefon. Deții tare, fără panică, oricine întreabă. Bine, tovarășii, n-aveți nicio grijă. Hai, băieți, hai, Ioane. Ce s-a întâmplat? Îți explic eu. Ioane, urcă-te în mașină. Da, Ioane. Vin cu mine. Ce ploaie. Ce e aici? Biroul tău? Mhm. Nu stim. Zece minute, da? Nu mai mergem la reuniune? Mă întorc cât se poate de repede. Așteaptă-mă aici. Da? Mhm. Nu pleca fără mine. Alo, domnișoară. Dumneavoastră? Dumneavoastră, ce căutați aici? Sunteți din personalul șantierului? Dacă nu sunteți din personalul șantierului, vă rog să părăsiți de îndată baraca. Nu găsesc pantuful. E sub pat. Vezi, mă bag eu după el. Domnișoară, sunt de la procuratură. N-am niciun cheu de discuție în ochii. Procuratură. Asta e cu crime, cu omor. Dar n-am omorât pe nimeni, domnule. Nu e vorba de nicio crimă. Azi noapte s-a întâmplat un accident grav de muncă. Dar evident că n-am niciun amestec în treaba asta. Aseară am fost la teatru. Am văzut o piesă. N-am văzut nicio piesă. N-am mâncat, n-am dansat, n-am băut. Unde lucrați? Nu vreau să am niciun amestec. Vreau să vă fie foarte clar. Evident, dacă nu e cazul. Dar unde lucrați? Inginerul Șerban Rotaru? Dobrescu de la procuratură. Vin de la spital. Care e situația? Sunt șanse. Pentru unul, cel puțin. Pentru celălalt... Eu sper... pot pleca. Mă poate duce cu mașina, da? O femeie singură la ora asta. Pot trimit cu un șofer. Bine. La revedere. Mă întorc numai decât. La revedere. Îmi pare rău că nu pot să merg cu tine. Ne mai vedem, nu? Sigur, sigur. Ioane, urcă-te la volan. Unde pot să te mai găsesc mâine, voi mine? Te caut eu. Opa, stai că alunec. Da. Oh, garoafe. Sunt pentru mine? Mm-hmm. Unde l-ai găsit? Lângă spital. Îmi pare rău că n-am dansat aseară cu tine. Șerban? Ascultă ce spun eu. Procurorul pare băiat de treabă. Mm-hmm. Pa! De ce-i întârziat? De ce-i murdare mașina? De ce trebuie să aștept?
Unde inginer Rotaru? A rămas pe șantier. La ora 8 trebuia să plec la Ploiești. Nu i-am spus de ieri că nu am voie să fie prima cursă? Nu știu, nu mi-a spus nimic, decât să vă aduc mașina și pe... Merg și eu cu dumneavoastră. Merg oriunde. Ah, am avut o noapte. Vreau să-mi revin. La ce oră ne întoarcem? Nu știu. La 3, domnișoară. Vă spun, am avut o noapte îngrozitoare. Șerban a intrat într-o încurcătură urâtă. Ăsta n-a vrut să vă spun. Mi-a pierdut și pantofa, a venit și procuratura. O să vedeți. Am mare noroc că sunt o structură optimistă. Totuși, cine a zis? O, singurătate, liman al florilor. Ce lapsus. Am un lapsus. Știți, sunt câțiva scriitori francești care susțin că oamenii sunt singuri și nu se pot înțelege. Știți? Bine că mă pot reface. Mă genesc cât aici e pește. Așa aș nebuni. De te singurătatea. După noapte ca asta, vreau să văd orice. Oameni, girafe, orice. Totuși, cine a zis? O, singurătate, liman al florilor. Ai cam întârziat? Vă rog să coborâți. Vă rog să coborâți imediat. Nici nu mă gândesc. Sunteți jumătate cu Șerban? Sunt eu prietenă cu Șerban? Sunt. Am și eu dreptul să-i folosesc pe show. Les amis de nos amis sont... Spune-mi, Mititico, de la ce vârstă începeți cu obrăznicile? Cred că de mici copii, doamnă. Și primiți garoafe pentru asta? Primim orice, ca orice femeie, doamnă. Spune-mi, domnișoară, crezi că-ți poți permite orice? Da, doamnă. Crezi că ți se cuvine totul? Da, doamnă. Cu toate că un drum până la Ploiești nu-i totul. De departe nu-i totul. Ce facem? Nu plecăm? Dacă încercați să mă dați jos, mă așez în fața mașinii. Nu admit să fiu călcat în picioare. Luați loc, doamnă. Unde mi-ai fost două zile? Nu, spun. Habar n-am cum am ajuns aici. Am avut o noapte îngrozitoare. Da? Ce-ai visat? Eu n-am visat nimic în astea două zile. Am visat că...
filmezi numai sosirea, nu mai am peliculă. Bine, bine, filmează numai sosirea. S-a făcut. Eh, ce ai visat? Am visat că eram pe un șantier și ploua. Da. Avea loc un cutremur de pământ. 1, 2. Hai, spune. Niciodată nu mi-ai povestit ce ai visat. Dormeam într-o cabană și, din cauza cutremurului, apărea un om în haină de piele și m-a aruncat în aer cu balonzet cu tot. Într-un avion care se prăbușea și bărbatul bea coniac în cinstea morții mele. Și florile? Florile tot din vis? Da! Mă trezeam deodată cu un buchet de garoafe în brațe. Dar de unde știi? Garoafele coroanei mele mortoare. Nu știi să povestești. N-ai imaginație. N-am? Și ce se poate face? Îți spun dacă îmi spui numărul calului câștigător. Iar începi. Nu, e singura soluție la care m-am gândit în astea două zile. Zi. Zi. 8. 7. Câștigător, calul numărul 7, oribil. 7. Oribil. Am pierdut. Foarte bine. De mâine filmăm împreună. De mâine revoluționăm filmul publicitar. Citește mai concentrat. În viața ta n-ai citit o carte pe stradă. Stop! Domne, cine se uită la filmul ăsta de circulație? E suficient că ne uităm noi doi, da? Ești ostentativă! N-ai niciun pic de grație. N-ai grație. Nu știi să treci strada cu grație. Te uiți spre cer ca și cum de acolo ar coborî un helicopter să te calce. N-a spus marele Stendhal că genul unei femei constă în felul cum știe să treacă de pe un trotuar pe altul? Nu sunt genială! Fii! Săptămâna viitoare filmăm la Brașov. Bărbați în toată firea. La intersecții, fiți atenți doar la circulația mașinilor. Mi-a plăcut foarte mult. E foarte reușit. Da. Filmul este extrem de spiritual. N-am avut niciodată o asemenea modalitate în domeniul justei popularizări a legii de circulație. Iar tovarășii îi prevăd un viitor strălucit. Roxy, te caută un domn. Ce domn? Trebuie să plec. Cred că e domnul de acum 10 zile. Oh. Știi că dumneavoastră, domnul inginer. Pot să-ți spun două cuvinte? Da, da. Cât e ceasul? La 8 și 12 minute am tren la Brașov? Mai ai 48 de minute. Nu întârzi. Dacă nu întârzi, poftim? M-ai urmărit, te-ai interesat, ai cercetat.
Au murit, nu? Da. Minți. De unde știi că mint? Ai răspuns prea repede, da. Ți-au murit părinții? Da. Prea repede. Ai venit să-mi ții lecții de dicție? Te ascult? Nu, e o problemă cu totul neînsemnată. De ce nu m-ai căutat? De ce te interesează asta? Dacă știi că sunt mincinos. Din curiozitate. Dacă într-un om moare curiozitatea, acel om e mort, nu? Vorbiți ca în Voltaire. Asta e din Einstein. Einstein? Einstein. Și ce dacă e Einstein? Dacă a spus-o bine... De ce nu m-ai căutat? De ce nu m-ai căutat? Au, ce faci? Vrei să mă omori? Da. De ce să te fi căutat? Ce-a fost între noi să te fi căutat? Tocmai n-a fost nimic. Trebuia să-mi fi spus. Nu te voi mai căuta. N-a fost nimic între noi. La început a fost o farsă. Eram singură. Eu când sunt singură... Nu mă plictisesc. Exact, exact. O farsă la care dumneata ai marșat. Nu? Așa se spune. Marșat. Apoi un teatru, o mărturisire, o insistență, un cap pe umăr. E un gest al meu. Ești un sentimental stupid. Chiar ești. Ai ceva de rău pozitiv. E atât de grav? Ah, nu mi se închide valiza. M-a ajuns o închis sau nu? Da. Da, eu. Cum? M-ați căutat? Nu mi s-a comunicat. Nu. Da? Să vin la studioul din... Da. Știu. Într-o jumătate de oră sunt acolo. Dar nu e farsă? Da. Vin. Doamnă, valiza e gata în 2 minute. Știi? Nu mai mergem la gara. Mergem mai întâi în altă parte. Te sperie noua mea hotărâre? Pe un erou pozitiv nu-l sperie nimic. Am să fiu sincer. Am început să filmez? Am uitat de tine. Mulțumesc. Cred că e prima oară când te rujezi. A doua oară. Cu tine trebuie să vorbesc cum exact. E îngrozitor. Am prea mult farmec. Voi suferi. Eu de farmec? De gândire. Dai pe. Ești cu mașina? Da. Mă conduci? Unde? Ai să vezi tu. Dintre păsări călătoare te străbat pământurile, cât o să le nece oare valurile, vânturile? De igoni fie norocul, fie idealurile, te urmează în tot locul vânturile, valurile. Mi-nțeles la mine gândul ce străbate cânturile, zboară veșnic îngânându-l valurile, vânturile.
Numele tău? Ruxandra Vancu și sunt în clasa 4. Așa. Ia spune, Ruxandra, îți place mult Eminescu? Sigur, sigur. Și ce poet îți mai place? Vasile Alexandri. Vasile Alexandri, foarte frumos. Dar ce vrei tu să te faci când ai să ajungi mare? Te zici o tovarășă profesoară Rădulescu. Și ce zice tovarășa profesoară Rădulescu? Destul ajunge. Lumina. Deci, aceasta a fost tovarășa noastră Ruxandra Vancu la 90 ani. La 9 ani. Așa cum avem în afiva pionerii. Ideea este să cuplăm această secvență cu Ruxandra Vancu azi, sub titlu Întâlnire cu eroi. Întâlnire cu eroi. Perfect, emoționant pe cuvânt. Unde vă găsim, deci, să vă luăm un interviu? Nu puteți să mi-l luați chiar acum? Nu, ne trebuie un cadru. Unde învățați? Eu fac filme de circulație. Ah, circulație. Aveți prejudecăți față de acest gen de artă? Știu, știu, dar... Ah, ce se întâmplă acolo, mă? Ce păziți? Am ceva de urgență cu migrația cocorilor. De ce nu mă ajuți? Cum? Adevărul e că vreau să fac chimia, dar m-am răzgândit. Știți, mă solicit atât de multe lucruri, pentru că nimic din ce omenesc, nu? Cum se spune? Uneori mă gândesc că 3-4 profesii mi-ar umple viața, nu? O femeie multilaterală azi, credeți că dacă aș fi așa, e rău pentru o femeie? Dacă o să avem nevoie de dumneavoastră, avem numărul de telefon. O să vă căutăm. O să mă caute, să vezi că nu o să mă caute. O să mă caute. Și ce dacă nu o să te caute? Eram așa drăguță la noua. De ce să nu mă vadă toată lumea? Mergem undeva să dansăm. Și la care? Mai am întrebat mai târziu. Acum vreau să dansez. De ce nu ai spus nimic acum? Mă gândesc încet. Ce ai văzut? Ce făceam eu când tu aveai 9 ani? Ce făceai? Nu eram deloc drăguț. Fără tine, niciodată n-aș fi văzut un restaurant după ploaie. Unde aveți telefonul? Avem unul public, dar este blocat.
Ai fi se la tine? De unde știi că e acasă dacă a plecat? N-a plecat fără mine. Dă-mi o idee. Ce să-i spun? Să vezi chiar o să înceapă să urle. Spune adevărul. Spune că ești cu mine. Asta ar fi o tâmpenie. Ai văzut că e acasă? N-am putut să-i vorbesc. Mi-a fost frică. Haide, tu telefon. Te rog. M-a reținut că ai venit la mine și mi-a cerut o oră pentru o declarație de dragoste. Nu, pentru o cerere în căsătorie. Și tu m-ai refuzat, bineînțeles. Sigur, sigur. De ce? De ce m-ai refuzat? Trebuie să știi. Mă va întreba. Fiindcă nu pot trăi fără el. De telefon? Ești un om minunat. Ce a spus? Te așteaptă mâine la filmare. Oh, bravo! Bravo! Te duc acasă, da? Da, așa obosită. Ai fost formidabilă seara asta. Ai intrat în casă ca un nebun și te-ai purtat ca un înger. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc mult de tot. Mă mai cauți? De ce să te caut? Încă am nevoie de oameni minunați în jurul meu. Noapte bună. Noapte bună. Pa. Roxy. Să uit. Luxi. Să știi că n-am vorbit cu Paul. Am sunat mult, dar n-a răspuns nimeni. Ai format cumva un număr greșit? Nici o rană nu se infectează mai repede ca talentul. Și din sfânt se ticoloșește, nici nu știi când. Talentul e totdeauna mai puțin față de mulțimea microbilor. Microbii sunt mulți, așa că n-ai ce. Dar ce înțelegi prin microbi?
invidia, lene, minciuni, concesii. Ce înseamnă? Concesii? Cred că a venit. Roxandra? Roxy? Roxy, unde ești? Roxy, n-auzi? Hai. Hai, ieși de acolo. Termină cu copilările, nu mai ai 10 ani. Hai. Nu-ți fac nimic prost. Am așteptat în gară 2 ore. De ce n-ai venit? Pam, ram, param. Pam, pam, param. Pam, ram, pam, pam. Ram, pam, pam. Pararam, 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 pam. Pam, pam, param. Pam, pam, param. Pam. Hai, nu fi macabru, că mă speri. Și fără morală. Hai, râzi. De ce n-ai venit la gară? Prințesa Beatrice a Olandei se mărită. De ce nu m-ai anunțat? De ce? De ce? De ce? De ce? Mai întrebări au de la 12 ani. Nu puteți trăi fără de ce. Ca la tribunal. Vinovați, nevinovați. Mai plecăm astă seară sau nu? Picior peste picior. Ești exact ca el. Care el? Care el? Aveți aceleași gesturi. Parcă sunteți trași la Indigo. Și mai stupid decât ultimul inginer. Ei bine, am să spun adevărul. A venit aici să mă ceară în căsătorie. M-a rugat să nu plec nicăieri. Se acordă o oră să mergem la șosea, să mă convingă să fiu soția lui. Și? I-am acordat-o. Și? Am ieșit la un restaurant pe lac. Era o seară răcoroasă. Orchestra cânta numai pentru noi doi. Am dansat singuri. El era foarte drăguț. Ce imaginație, ești formidabil. Imaginație? Era o cabină lângă parc. Chiar eu am format numărul. Te-a sunat, n-ai răspuns? Minți. Cum adică mint? Am martori. Poți să dau mă... Minți, minți, minți! Urli pentru că ți-e teamă că l-am acceptat. Urlu pentru că mi-e milă de tine. Nu m-a sunat nimeni. Dar nu fi idiot, ce dracu. Ce vorbești? Crezi că tu ai adunat toată inteligența din lume? Află că e mai deștept decât tine, dacă vrei să știi. E puțin stupid, pentru că a suferit și muncește foarte mult. Dar e cinstit. Nu l-am prins niciodată cu minciuna. E foarte serios și oricare femeie... Alo? Cerban? Bună seara, Roxy! Dormeai? Oh. De ce nu e algocalmin? Algocalminul e foarte bun.
început să râd de tine. Ești îngrozitor! Să nu te mai văd! Nu, 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 azi sunt de trei ori fericit. Ce înseamnă ești fericit? Nu știu. Mă gândesc așa, cu plăcere, la ziua de mâine, la... Înțeleg. Pentru mine fericirea este un subiect de conversație. Se poate, se poate, dar fii atentă. Azi dimineață m-am bătut o oră la librăria universală pentru un Baudelaire parului meu. După aceea mă întâlnesc cu tine. Așa... din senin, întâmplător, cum îmi place mie. Iar azi noapte am citit până la ora 2. Cea mai frumoasă poveste a vieții mele, Faulkner. Îți place bătrânul? Ha? Fii atent. Fii atent. Un american, fermier, pleacă în lume să facă avere. Și se întoarce cu un vapor. Al lui. Și-a cumpărat un vapor. Cu marinar, cu pânze, cu tot ce trebuie. Trage la un țărm al Statelor Unite. Ești atentă? Fii atentă. E o poveste pe care o iei cu tine în mormânt. N-ai fost atentă. Dacă ai fi fost atentă, ai fi început să plângi. Azi noapte, pe la ora 2, eu am început să plâng. Iar vorbești ca în cărți. Sunt livresc, nu? Sunt livresc. Toți vorbim ca în cărți, dar nu ne dăm seama. Unde ai dat? Bine că ți-ai adus aminte. Nu ne-am văzut de 3 luni și bați câmpii. La teatru. La teatru? Parcă vroia la chimie. M-am răzgândit. Am avut o criză și m-am răzgândit. Și ai căzut. Dar ai talent? Ce părere ai? Am terminat deja un film de circulație. Roxy, vrei să-ți faci un debut oarecare? N-ai voie, Roxy. Dacă vrei să-mi vii, trebuie să aștepți mult, cât mai mult. Și pe urmă, foc! Lovitura! O lovitură decisivă, tot să încrevenească, critică și public, București, Franța! Dacă vrei, Roxy, n-ai voie să te joci, Roxy, trebuie să... oricât aș citi, nu găsesc cuvinte ca să... Nu te uza, Roxy. E o crimă când ai talent. Hai, termină, Mircea. Nu te supăra că ți-o spun. Ești tare plicticos. Parcă ești un Don Quixote. Don Quixote? Și asta consideri tu o imputare? Află că Don Quixote a fost cea mai frumoasă figură ajunge, pe care... Ajunge, Mircea. Plătim? Mă uitam la el și eram fericită. A fost premiantul clasei. M-am meditat la matematică. Și după fiecare ecuație, încerca să mă sărute. Până i-am tras o palmă într-o zi, de atunci nu mai putea să mă privească. Ne-am întâlnit așa, din senin pe bulevard. Era tare plicticos. Și l-ascultam fericită. Unde a rămas premiantul clasei și unde am ajuns eu. Hai, spune, sunt o fată plicticoasă? Orice s-ar spune, nu sunt o fată plicticoasă. Nu, nici vorbă, Roxy. Știi, mie îmi place și când ne certam. Mai ales atunci. Am fost stupid. Stupid? Ai fost îngrozitor! Știu, Roxy. Să te ferească Dumnezeu de crizele mele de umanism. Da, ești foarte amuzant. Dar cine plătește? Roxy... Paul? Da. De ce nu ești întotdeauna așa? Cum așa? Uite așa.
calm? Mai sentimental? E, nu, fără glumă. Știi, eu m-am gândit zilele astea că oamenii sentimentali sunt mai tari. Mor mai târziu. Da, mai târziu decât cei ne. Cei ne? Uh-huh. Asta te-ai gândit tu? Eu cu mintea mea. Tu cu mintea uh-huh, ta. Uh-huh. Da. Cine-i? Cine? O doamnă Paul. Ce, nu e acasă? A spus Cocoana, proprietăreasă, ca tovarășul Paul să vină să ia din pod și palea mari și palea mici. Nu iau nimic! A spus că are nevoie de pod. Îi dau foc casei! Îi sparg geamurile! Să mă lase în pace! Închide ușa, Ruxi. Nu vă puneți cu Cocoana, că-i mai rea ca Ialeu! Ce s-a întâmplat? Ce ușor treci de la o stare la alta. Am alergat în pantofii tăi. Să știi că așa fac mai copiii mici. Și ce-i cu asta? Nu, da. Nu-i frumos să te contrazici. Mie îmi place. Câteodată e singura dovadă că există. Să ne naștem bătrâni, să venim înțelepți, să fim în stare, să... Cum e mai departe? De unde știi? Știm tot. Cine e? Tot eu. Domnule, ți-am spus că-i dau foc casei? Mi-a spus că dacă vreți casă, muzeu, mai întâi trebuie să moriți. Să veniți să le luați și palea mari, că palea mici le aduc eu acum. Dar ce-a nebunit? Se mută în pod? Ce vrea? Caut aici. Ți-am spus că-i dau foc casei. Până dați foc, toți să le luați și palea mari. Ce-i asta, Paul? O buvniță! Și asta?
craniu valetului lui Napoleon. Un ideal descoperit în Marea Moartă. Dar asta? Eu gândind. Napoleon, o bufniță. Sunt extraordinare. Sunt execrabile. O forță unică. Oh. Încetează cu prostiile. Nu te-am adus la expoziție. De ce nu deschizi o expoziție? Nu vreau nicio expoziție. Vreau să ridic sculpturi. Pe măsura naturii. Ca paciure. Ai văzut vreodată paciure? Nu. Eu cred că ție ți-e frică de cineva. De cine? Doar de cel care voi fi peste 10 ani. Cred că ți-e frică de critici. Niciunul nu e atât de fioros pe cât pare. Am încercat. E imposibil. Imposibil. De 5 ani vin în fiecare seară aici. Și nu pot termina nimic. Ce ai spus? Nu pot termina nimic. Înțeleg. Să nu crezi că nu înțeleg. Dar ești prea exigent. Asta e. Trebuie să faci tu o concesie. Cui? Cui să fac concesie? Poți face concesie într-un film de circulație? Las că nici acolo nu faci. Ești prea încăpățânat. Și de ce-ți pare rău? Fiindcă ai să te ratezi. De fapt, poate nici nu există ratare. Nimeni nu se ratează azi din exigență. Poate doar din lene. Sau din dracu, mai știe ce. Ca să păstrezi o credință mare în tine, îți trebuie toată ta putere cât pentru a realiza o capodoperă. Suntem puternici pentru că vrem capodopere. Da. Ah, bună tu. Stai să-i spun și lui Paul. Auzi, ne cheamă Adriana la ei. N-am niciun chef. Mai vine cineva la voi? Auzi că nu mai vine nimeni. Te liniști, zău. Învață să te regenerezi. Într-o jumătate de oră suntem la voi. Bine, pa. Zui, tâmpini să ai mereu senzația că scade lumea în cap. Mereu nu. Dar din când în când e necesar. Salut. Bună seara. Tot pesimist, tot pesimist? Vai de mine, de ce? Mă rog, Paule. Bună seara. Ce mai faci? Bine. Permite-mi să te prezint profesorul. Ai departe de mine. Nu, pare bine. Bei ceva cu noi? Nu, mulțumesc, am aici. Hai bine. Permite să vă prezint Virgil Lascu, scenarist și dramaturg. Petrica Alexiu, film Actualitate la Buftea. Onorat. Regizor secund. Da. Amicii mei. Dumneavoastră n-ați fost la premieră, pentru că în momentul când s-a ridicat ordinea, să am auzit că ai început să faci filme foaiere. A rămas așa. Progresezi. Manule, ai vreo intenție? Marele film al foaierului de teatru nu s-a făcut încă. Oh, Mary. Ai auzit greșit, nu fac. Cum nu? Dar abia am plătit o amendă pentru fiatul meu. Da? Iar serviciul de circulație ne amenință că după capodopera domnului Paul Manu, nu vom mai avea accidente. Nu mi se pare sublimul în artă să îmbunătățești radical circulația? Orice poate fi sau deveni sublim în artă. Nu fac niciun film de circulație. Ce bine că ați venit.
O nouă criză de umanism? Paule, putea să-ți faci o mână admirabilă. Am făcut 10 filme pentru 2000, e suficient. Dansezi? Ai vorbit serios? Deci, o nouă criză. Nu. M-am săturat de compromisuri. Cu mine, cu tine, cu toți. Și dacă m-am săturat și eu de tine? N-ai avea niciun interes. Crezi că stau lângă tine din interes? Din clipa când am spus că nu mai fac filme de circulație, ești palidă. Crezi că nu mai găsesc altul? Ești palidă. Minți. Ești foarte palidă. Și tremuri. Nu opri, nu opri. Ruxi, te rog, lasă copilările. E o imprimare veche, dinainte de divorț. Asta e. Acesta este imnul rataților. Imnul rataților. Așa cum orice copilaș are supat olița lui de noapte, orice candidat la ratare are sub divan un magnetofon pe care ar trebui să imprime nu poeme, nici discursuri, nici confesiuni, ci aria aceasta, cea mai stupidă din lume. Atenție! Taurul se aruncă în arene mugind. Prum, pum, prum, 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 prum. Vrea să moară. Vrea să-l omorâm. Nu, noi toreadori avem... Prum, pum, pum, prum, pum, pum, prum, pum, prum, prum. Și fugim în podul casei noastre. Acolo începem să numărăm statuile. Și sculpturile. Sculpturile mari, sculpturile mici, sculpturile cele mai îngrozitoare de pe pământ, cu care am vrut să răsturnăm lumea, dar le-am uitat în pod, ca taurii să ne creadă, toreadori, nu artiști. Taurule pescării, noi-l auzim. Pa-ram, pa-ram. Pum, 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 pum. Mai cădem în genunchi. Doamne, Doamne, nu, noi suntem atei. Totuși ne rugăm, lași, înspemântați, ca fetele proaste, să ne audă și să plângă. Crede, valorează-ți cât o capodoperă. Avea un sentiment profund, înseamnă a crea. Taurul sparge ușa, sfarmă sculpturile, ne fige coronul în spate. Fetele proaste, care ne iubesc, încep să plângă. Proaste care ne iubesc, încep să plâng. Formidabilă impresie. E, ce spuneți de ea? Scumpă. Oh.
fetiță. Domnule, extraordinar! Foarte bine, lăsați-a. Da, bine. Puțin. Vineri vii la probe la bufte. Serios? Vii pe platou la Negulescu. Înțeles. Vorbiți serios? La 11 ești la noi. Faceți institutul? Foarte bine, foarte. Evitați institutul, preferați o disciplină interioară. Dragă, Paule, nici n-am știut ce artiste se dezvoltă lângă tine. Ești un adevărat Pygmalion. Paul? 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 Dar eu am glumit. Am glumit. Nu știe nimeni unde ar putea să fie Paul Manu? Habar n-am. Spunea că azi filmează lucrurile de păr. Ne tăgeți în chipul. Eu? Nu-mi închipui nimic. Gata! Eliberați-mi platou. Aș nu mai filmează Paul Manu. Filmăm noi margarina. Domnișoară, închipuiește-ți că în clipa aceasta ți-ți anunț o veste tragică. Ce veste tragică? Am glumit. Să zicem că tatăl dumitale, schior încercat, a fost prins de avalanșe. Cum primești această veste? Nu, să jos sobru și modern, că n-avem. Și deodată eu, chiar eu, vii acasă la dumneata și te anunț că totul n-a fost decât o farsă. O eroare. Tatăl dumitale trăiește, nu? Cum reacționezi? A fost o farsă sau o eroare? Sunt două jocuri diferite, nu? Trebuie să știu. Perfect, perfect. Să spunem că a fost o eroare. Nu, 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 fără vorbe, fără nicio vorbă, domnișoară. Joacă.
bun, bun, foarte bun, foarte bun. Și dacă ar fi fost o farsă? O farsă. Probe actori 1 tras 1. Mai departe? Teatrul de stat de operetă prezintă... S-a dus-o în groapă. Dar n-au găsit din ea decât țeasta capului, picioare, palmele mâini. Te las. Mă duc să expediți scrisoarea lui Puiu. Minți. Nu e scris lui Puiu. Ți-e frică de moartea Isabelei. Nu te interesează. Pot să închid, nu? Iată de ce. După părerea mea, înflorirea personalității umane, țelul nobil al societății noastre socialiste, este bine conceput fără dezvoltarea responsabilității față de sine. Alo, Șerban. Oricât de bogate sunt perspectivele noastre sociale, niciun om tânăr nu este dispensat de răspunderea față de propriul destin. În continuarea anchetei noastre, tovarășe profesor universitar, am vrea să vă punem câteva întrebări. Șerban, nu închide, nu închide! Nu închide, că altfel te sun toată noaptea. Nu e nicio farsă. Trebuie să-ți vorbesc. Când? Acum! Plec. Nu. Nu, acum! Nu, că plec. Vin la gară. Plec cu avionul. Vin la aeroport. Mi-am spus deschis ce cred. N-a rezistat. Nu admit ratații, oamenii slabi care nu suportă adevărul în față. Dar tu suporți adevărul în față? Domnișoara în balon zait verzui, care nu suportă singurătatea. Uite, nu suport. Da, uite, nu suport singurătatea, nu suport. Îți urez o bună doză de singurătate. Tu ești singurul om serios pe care l-am întâlnit în viața mea. Asta nu e o laudă nici pentru tine și nici pentru mine. Știu, dar aștept rezultatul unei probe la buftea într-un lungmetraj. N-am voie să cad. Trebuie să-mi țip pumnul. Și unde e el? Nu știu. Nu mă interesează. Trebuie să-mi țip pumnul. Știu, dar eu... Vrei să-ți spun unde e? E la Constanța. L-am întâlnit acolo acum 3 zile. Am băut o noapte întreagă cu el. Bate litoralul pentru amplasarea unei statui a lui Eminescu. Nu o să reușească. Ba da. Sunt lucruri în care eu nu mă înșel. L-ai lovit prea adânc ca să nu reușească. Avea nevoie de o lovitură. A primit-o. Eu atâta pot să spun. N-o să mă las distrusă. Ca să reușești în viață, nu-i destul să fii o fată fermecătoare. Foame. Avem o excepțională salamură de crap.
O excepțională salamură de crap. Mi-e foame. Mi-e foame. Mi-e foame. Doriți un borvis? Mm-hmm. Da. Spune-mi, te rog. Domnul acela, pilotul, care bea cu prietenii la orele, foarte simpatic. Ce mai face? Domnul Atanasiu? Mm-hmm. A avut alaltăieri un atac de cor la Baia de Aburi. Rolul Ancuței s-au prezentat 28 de candidate. Fermecătoare, țin să subliniez, toate fermecătoare. Firește că noi nu putem reține decât una singură. Rolul fiind... nu? Eu sunt convins că ne vom revedea. Nimănui porțile nu sunt închise. Știu că în fiecare din dumneavoastră doarme o Greta Garbo sau Bette Davis, dar, deocamdată, noi nu ne ocupăm decât de cele în care talentul are insomnie. Dacă ne-am gândit că una dintre cele mai importante ca atare, noi ne-am oprit asupra domnișoarei Ioana Sandu. Ioana Sandu, pe care o rog să rămână în studio. Ca să reușești în viață, nu-i destul să fii o fată fermecătoare. A, nu. Te înțeleg, domnișoare. Dar țin să subliniez că arta n-are nimic de-a face cu disperarea sau nerăbdarea. Vai de mine, dar ce se întâmplă, domnișoară? La probe sau cel puțin în seara aceea mi-a spărut foarte inteligentă, se poate? Nu știu, nu obișnuiesc, nu plâncoare, dar azi, nu știu, plâng a doua oară. Se întâmplă.